Cuvânt despre dezlegarea canonului de moarte. Spunea Petru Presbiterul despre Sfântul Papă Grigore al Romei că după ce a fost sfințit, a zidit o mănăstire mare și a pus acest fel de rânduială, ca nimeni din călugări să nu aibă ceva în chilia sa. Iar un călugăr avea un frate mirean și călugărul a cerut de la fratele lui zicând: nu am cămașă, deci fii bun să-mi cumperi una. Și acela i-a dat 3 galbeni zicându-i: să-ți cumperi singur cum vei pofti. Deci călugărul, luând galbenii, îi ținea la sine. Iar un alt călugăr, văzând acei galbeni, a spus egumenului și egumenul a spus lui Grigorie. Deci, după 3 zile, papa l-a oprit pe călugărul acela de la împărtășanie, ca un stricător de rânduială al mănăstirii. Dar după puține zile, fratele acela a murit sub canon. Însă Grigorie nu știa că fratele a murit. Deci, după 3 zile, i s-a spus papei și s-a mâhnit mult pentru el, pentru că nu-l dezlegase pe el din canon mai înainte de ducerea din viața aceasta. Deci a scris Sfântul Grigorie pe o hârtie rugăciunea cea de dezlegare și a dat-o arhidiaconului său, poruncindu-i să se suie deasupra mormântului acelui frate și să o citească pe ea. Și ducându-se, arhidiaconul a citit deasupra mormântului hârtia pe care era scrisă rugăciunea de dezlegare. Apoi, în acea noapte, egumenul a văzut în vis pe fratele care murise și a zis lui: frate, n-ai murit? Adevărat, așa este. Și iarăși l-a întrebat pe el egumenul: atunci unde ai fost până acum? Și a zis călugărul: am fost în temniță până în ziua de ieri, dar după ceasul al 9-lea am fost slobozit de acolo. Deci s-au înștiințat toți că în ceasul în care arhidiaconul a citit rugăciunea la mormântul fratelui, într-acel ceas s-a și dezlegat de canon și s-a slobozit sufletul lui din osânda temniței. Dumnezeului nostru slavă!